bun găsit, dragilor! S-a bine că v-am mai regăsit. Am să... Ai noroc la toată lumea! Seara bună! Vorbesc cu voi de la birou de aici. Citit niște chestii pe un grup și vreau să fac niște specificații vis-a-vis de salarizare și venitul total lunar pe care un șofer de camion îl poate avea și ce implică asta. Mulți nici la ora actuală nu fac diferența între salariu și venitul lunar. Ce-i salariu, ce-i venit, ce-i... și așa mai departe. Am avut un coleg care a specificat faptul că el e plătit la zi. Dragilor, ca să fii plătit la zi, e oarecum simplu de calculat. Să ia salariu, care îl câștigă fiecare, care îl aveți stipulat în contractul de muncă, se împarte pe câte luni, pe câte zile are luna respectivă și vă rezultă plata la zi. Deci aia este plata la zi. Chestia că sunt binecunoscute treburile cu plată la zi cu 55 de euro diurnă, aia nu este plata la zi. Aia este diurnă. E o mare diferență. Diurna este indemnizația zilnică pentru cheltuielile șoferului. Este indemnizație pentru cazare, care este altceva. Și salariu, bineînțeles, pentru care fiecare mergem la muncă. Deci nu mergeți la muncă pentru diurnă. Am tot spus și am tot repetat și se pare că pe ureche intră la unii, la alții nici nu intră. E relevant. Eu unul am învățat chestiile astea. Și știu și cum trebuie combătute și cum trebuie atacate într-o instanță. Pentru că avem legea de partea noastră, dacă știi să o folosești. Deci, treaba cu salarizarea e simplă. Toată lumea merge la servici pentru un salariu. Dacă voi, dau un exemplu, fiecare individ în parte nu își negociază un contract de muncă de la bun început și merge pe minimul pe economie care se practică în România la ora actuală, el va câștiga la ora actuală 1450 de lei brut. Deci nu net. Nu-i va intra în buzunar 1450 de lei. Vă spun și de ce. Deci în 1450 de lei brut intră inclusiv taxe, impozite, toate dările care aveți fiecare individ în parte, cotizațiile către stat, șomaj, pensii și așa mai departe. Deci rămâneți undeva cu net la vreo 1100 de lei. Cam acolo rămâneți în mână, din 1450 brut. Acum, o chestie foarte nasoală care se practică de foarte mulți ani în România vis-a-vis de contractele de muncă este faptul că nu se plătesc sporuri suplimentare, ore de noapte și așa mai departe. Ce nu-i corect, Iuliane? Deci asta e partea nasoală pe care mulți n-o bagă în seamă, foarte, foarte rău și foarte greșit, pentru că de acolo sunteți furați fiecare, inclusiv eu am fost furat, de aia consider că am fost furat de munca și de banii mei. Și de aia sunt în litigiu. Pentru că nu mi s-au plătit acele drepturi pe care eu trebuia să le am. Da, ajunge Marine și acolo. Am văzut în ultimele zile, sunt profund dezgustat de ce citesc pe internet, deci nici mai sincer îmi vine să închid tot și să-mi văd de treaba mea, cum mi-au mai zis câțiva.
inclusiv un prieten foarte bun mie. Și mi-a zis să-mi văd de treaba mea că n-ai cu cine. Eu tot sper. Acum fiecare le vede cum le vede, dar să trecem la niște aberații din alea și le mai trecem și online și ne dăm cărămida în piept, că facem, că trecem, eu mi-s deja dezgustat. Da, Iuliane, salariul minim nu e ok pentru șoferi. Deocamdată am mai spus lucrul ăsta. Un sindicat ar putea să facă o treabă de genul, să lucre la înlăturarea salarizării minime pentru un șofer profesionist. Pentru că un șofer profesionist trebuie să mai facă o școală suplimentară, trebuie niște atestate, trebuie niște examene, trebuie multe, da? Față de un șofer amator care te urcă pe o... dau un exemplu, pe un microbus sau eu știu ce, care nu lucră ca noi și nu răspundere și așa mai departe. Inclusiv pentru cei cu 3 tone jumate e valabil, pentru că ei nici măcar nu sunt acoperiți de regulamentul 561 și asta îi face kamikaze, din păcate pentru ei. Și asta punctează foarte, cum să zic, drastic patronii din branșa respectivă de pe 3 tone jumate, pentru că nu sunt acoperiți de regulamentul 561 și mână ca pădraci. Așa. Deci, vă ziceam, salariul e salariu. Pentru ăla mergeți la muncă, toți. Nici de cum pentru diurnă. Deci scoateți-vă din cap treaba cu diurnă. Am fost foarte supărat și sunt în continuare pe oamenii care propovăduiesc diurnă. Diurna este pentru să vă cumpărați de mâncare, să mergeți la femei dacă vreți. Să mergeți unde vreți voi, cheltuielile zilnice ale șoferului, băgați-vă bine chestia asta în cap. Am mai zis la câțiva, când s-a inventat diurna, nu s-a inventat că o să vină românul cu butelie, cu cățel, cu purcel după el, cu 70 de bagaje, ca să ce? Ca să strângă bani din diurnă să ducă acasă, la familie, la copii și așa mai departe, că el, omul, își face ciorbă la roată și bine așa. Mulți au perceput ideea asta total greșit, eronat, ca un fel de camping. Deci inclusiv eu am trecut prin ele, le-am făcut, eu vă zic doar din experiența mea și nu sunt mândru dacă le-am făcut, mi-am dat seama că nu sunt bune și unde am gafat. Și încerc să mă îndrept, încerc să mă schimb. Dacă fiecare dintre voi ar face chestia asta, vă spun sincer 100% că ar începe să se schimbe câte ceva. N-ar mai putea nimeni să facă ceea ce fac în momentul ăsta cu o grămadă de șoferi. Pentru că în momentul în care tu te duci la o firmă și te angajezi și semnezi un contract de muncă și ești de acord, cu semnătura ta ești de acord cu ce le scrise în acel contract de muncă, faptul că ești plătit cu minimul pe economie, dacă citiți contractul de muncă, veți vedea că este un paragraf acolo, un aliniat, și alte drepturi bănești care se cuvin conform legii, da? Deci acolo, acel paragraf cuprinde ce? Cuprind sporurile, dragilor, ore suplimentare și așa mai departe, pentru că ei n-au cum să ocolească legea din codul muncii. Deci asta înseamnă acel paragraf aliniat. Mulți nu înțeleg ce înseamnă, nici nu-l citesc. Îl citesc după, eu știu când. Când mai stați dimineața patron, luați un pic contractul ăla de muncă, picuiți-l un pic, citiți-l, să vedeți ce se întâmplă. Poate vă vin idei, poate încercați să vă deșteptați mulți, să vă dați seama ce e ăsta. După aia vine partea cu diurna. Dacă diurna... Dacă aici te-ai stricat și tu. Dacă diurna nu-i trecută în contractul de muncă, vă trebuie un act adițional
care trebuie atașat acelui contract de muncă, înregistrat la ITM și așa mai departe. Toate contractele, toate actele adiționale trebuie înregistrate în Revisal. Revisalul e registru firmei respective, evidența salariaților și așa mai departe. Sunt multe chestii, dar strictul necesar pe care fiecare angajat trebuie să-l știe este că el muncește pentru un salariu. Diurna este ca să nu umbli cu 70 de bagaje după tine butelii, să-ți faci probleme unde încarc butelia, vai de mine, mă prinde ploaia, cum fac mâncare, trebuie să mânc iară din brișcă și așa mai departe. Nu. Deci ar trebui, dau un exemplu fictiv. Să zicem, ești șofer pe comunitate, stai o, eu știu, o lună sau 6 săptămâni cu 2 acasă. Da? Sau o lună cu o săptămână, cum vreți voi. Pentru luna respectivă ar trebui să zic un minim, dau un exemplu, de 4.000 de lei să-i câștigi net, să zicem. Pe lângă cei 4.000 de lei net, aia vine un brut undeva la vreo 50 și ceva, 5.000 și ceva brut ar fi, pe contract, după care diurnă. Diurna minim 35 pe zi, până la maxim 87,5, care e deductibilă, neimpozabilă și așa mai departe. Acolo în funcție de cum se negociază și așa mai departe, din nou. Dacă aveți o diurnă de 35 de euro pe zi, eu garantez 100% că nimeni nu rămâne nemâncat, nebăut, nedușuit. Dacă ești fumător, ai și țigări. Ai tot ce trebuie, din 35 de euro pe zi. Deci ca să cheltui numai pentru tine ca șofer, pentru ce ai tu nevoie. Acum, dacă vrei să mânci cicre de Manciuria, s-ar putea să nu-ți ajungă. Dar na, într-o formă finală, 35 de euro, eu zic că e o sumă acceptabilă, în sensul că îți asiguri cele trebuincioase în ziua respectivă. Automat, vă vine o cheltuială de 1050 de euro pe lună pentru strictul dumneavoastră necesar de zi cu zi. Sunt oameni care nu cheltuie lunar 1050 de euro într-o lună. Sunt unii care trăiesc din 200 de euro pe lună. 2, 300, 400 de euro. Și atunci vă spun eu, vă întreb eu, cum poți să nu trăiești cu 35 de euro pe zi, să mergi la restaurant frumos pe autostradă, să dai un 15 euro, să dai un 10 euro, depinde fiecare cum mănâncă și ce mănâncă, sau te duci la cumpărături, la unde te duci și așa mai departe, și să nu-ți ajungă. Eu zic că nu există treaba asta. Deci nu cred că sunt oameni care să cheltuie strictul necesar 1050 de euro pe lună într-o cabină. Mai departe, deci salariul va fi salar și cheltuielile vor fi cheltuieli. Nu va mai merge nimeni cu 70 de bagaje după el și cu atâtea probleme pe cap. Mai departe, pe lângă salariul net, cum am zis, de 4.000, am dat un exemplu, ar trebui să vi se adauge toate orele suplimentare lucrate. Ce zice codul muncii? Codul muncii zice că pentru orele lucrate, angajatorul are obligația de a vă da în compensare timp liber. În cazul în care acest timp liber nu vă poate fi dat, va trebui să vă plătească în două feluri, financiar sau în natură. Așa scrie acolo. Deci nu vorbesc tâmpenii. Nu vă gândiți la prostii când zic natură. Pentru că sunt diverse tipuri, moduri de a plăti în natură. Gen în agricultură se plătesc anumiți țărani în grâu, porumb și așa mai departe. Nu li se dau bani, li se dau produse. Deci așa zice codul muncii, dragilor. Partea proastă este că în România sunt, să nu zic puține, foarte puține firme care probabil plătesc acele sporuri și acele drepturi salariale ca la carte. Eu nu prea am auzit.
fost o firmă la care am fost eu, care am făcut un tămbălău acolo câteva luni bune cu sindicatul, care au început să se dea sporul și oamenii au rămas foarte șocați cum de nu mai iau 9.600.000 standard cum luau și au început să ajungă la 18.000.000, 1.800 de lei, 2.000 și ceva de lei, funcție de fiecare cum lucra. Acum vin pe partea cealaltă, am citit alte comentarii, că nu contează că tu deschizi programul la o oră și îl închizi, deci ai 15 ore de program, deci ai o grămadă de ore. Nu e așa. Există un program pe care fiecare angajator îl are, decentralizarea datelor, dragilor. Ce face acel program? Era un alt comentariu al unui alt coleg, că dacă într-o zi lucri 7 ore, tu practic nu-ți respecti contractul de muncă. Și da și nu. Vă zic și de ce. Pentru că se compensează. Toate datele se centralizează pentru o lună întreagă. După o lună întreagă, de-aia vi se descarcă și cardul, datele ajung la patroni, se bagă în acel program și se adună complet. Condus, ciocane, dispoziție. Astea trei sunt cele plătite. Pauza, patul, nu se plătește, dragilor. Așa că aveți grijă cum mai descărcați, cum încărcați. Dacă încărcați pe pat și descărcați la fel, o faceți în beneficiul umanității. Nu veți fi plătit. Automat pauzele se scot. Rămâne doar dispoziția, ciocănelele și condusul. Acum, eu le-am explicat la mulți. Dacă ai multe ciocane pe card, nu e bine. Poate să fie, dar trebuie dovedit. Pentru că la o cercetare din partea firmei poți avea probleme să scoți bani tu din buzunarul tău. Pentru că nu știi să folosești programul, nu știi să folosești cardul și înseamnă că ai vrut să furi, în ghilimele, firma. Și oarecum pe bună dreptate. Deci dacă îți faci treaba ca la carte, îți iasă în medie undeva la cel puțin un minim de 10 ore pe zi lucrate, în funcție și de firma la care lucrezi, profilul ei, ce transportă și așa mai departe. De exemplu, eu cum am lucrat pe Agabaritice, erau colegi de-ai mei care au stat cu zilele. Deci cu zilele au stat așteptând să descarce. Nu era macara, nu era, erau situații... Am publicitate acum. Deci vă ziceam de colegii mei de pe Agabaritice care au stat cu zilele, diverse motive, nu erau macara. Partea nasoală care n-au înțeles-o respectivii mei colegi este că repausul, adică dacă tu stai și aștepți macara 2, 3 zile, 4 zile, eu știu câte zile, și tu aștepți pe pat, da? Pare rău, dar așa e netul pe aici. Deci dacă tu aștepți atâtea zile, ce ar trebui să faci ca să fii legal și cum ar veni să ai salariu și tot ce trebuie pontat? După ce ți-ai făcut o repaus zilnic normal, adică 11 ore, deschizi programul și îl pui pe dispoziție. Dacă tu aștepți să vină să te descarce, să încarci. Of, Doamne, Doamne, Doamne. Vai, ce mă scoate din sărite pe mine, mă scoate. Așa e, când dai de copaci aici s-o termina netul. Deci, dacă tu aștepți la descărcare, încărcare, nu din vina ta și așa mai departe, trebuie să stai pe dispoziție, nu pe ciocane. Pe pătrat. Și dacă zice ăla că trebuie să vină peste două zile macaraua, dau un exemplu. După 11 ore de pauză pornești programul, stai 8 ore minim cât ai în contract pe dispoziție, după care poți să închizi programul, dragilor. Nu-ți va zice nimeni absolut nimica. Da. Așa. Și
Dacă nu faci treaba asta, automat angajatorul va avea motiv să spună: da, dar știi, atunci când ai așteptat 4 zile, ai stat pe pat. Păi și ai stat din vina ta, ai stat din vina ta practic, că nu l-ai pus pe dispoziție. Pentru că dacă tu stai pe pat, ce înseamnă pe pat? Ajunge la regulament. Pauzele sunt pentru odihnă, da? Repausul este timp liber la dispoziția șoferului. Adică trebuie să faci ce vrei tu, nu ce vrea firma, nu ce vrea unul și altul. Deci trebuie să mergi, să te plimbi, să dormi, să mânci, să mergi la toaletă, să-ți faci duș, să faci ce vrei tu. Nici de cum să stai să păzești camionul, să aștepți macaraua. Asta înseamnă patul. Dacă tu stai pe pat, automat îi dai liber la acel angajator să-ți scoată ochii. Că uite, dar atunci când tu ai stat, păi am stat că am vrut eu? Nu. Și atunci, regulamentar, faci pauză de 11 ore, repaus, zilnic, normal, nu a venit macareaua, pornești programul frumos, stai pe dispoziție 8 ore până vine macareaua, dacă nu vine, închizi programul, mai aștepți încă 11 ore pe pat, frumos, te relaxezi, dar tu alea 8 ore, tu practic muncești, ești la muncă, aștepți ceva, nu poți să faci nimica. Deci băgați-vă chestia asta în cap. Bineînțeles, și dispoziția aia, nu ții 8 ore în continuu, la fel. După maxim 6 ore consecutive faceți o pauză, că așa e normal. Deci practic voi sunteți la muncă, dragilor. Voi munciți, chiar dacă stați și așteptați. Irelevant. Dar chestiile astea nu le știu o grămadă și vorbesc din parcări și vorbesc din prostia lor și din ce au auzit la unul care latră mai tare prin parcare, că mi-a zis ăla. Cine e ăla? Ce, de unde știe ăla? Păi și lui i-a zis ălălalt. Și tot așa. Puneți mâna pe carte, luați un pic internetul, este tot ce vreți pe internet. Deci asta e treaba cu salarizarea, dragilor. Nu că sunteți plătiți la zi, nu există plată la zi. Plată la zi vă faceți voi din momentul în care vă împărțiți salariul la 30 de zile sau 31 de zile lucră câte are luna. Practic voi lucrați 22-21 de zile lucrătoare. Acum dacă lucrați și sâmbetele, sunt zile suplimentare, dragilor. După aia, conform codului muncii, sâmbăta și duminica sunt zile libere, da, de repaus, care dacă nu le luați, trebuie să le luați. De aia se face chestia asta când la șoferii comunitari, 6 săptămâni afară cu 2 acasă. Cele 2 sunt weekendurile, recuperările, dragilor, pe care mulți angajatori le trec ca și concediu de odihnă în statele de plată. Pentru un concediu de odihnă ai nevoie de o cerere scrisă pe care să o depui la firmă, în registrul firmei, cu număr de registrare și așa mai departe, aprobată și bla bla bla. Mulți nu știu asta. Eu am fost spontan 6 luni de zile cu concediu de odihnă într-un an. E inadmisibil și ilegal, cum s-ar zice. Deci nu poți să ai mai mult de 24-26, cât stabilești de la bun început în contractul de muncă. Poți să ai concediu neplătit, poți să ai concediu medical și poți să ai concediu de odihnă. Și fiecare este un barem acolo. Dar nu poți să ai mai mult decât ăla, pentru că nu e ok. La fel și cu contractele de muncă, sunt anumite perioade de probă, anumite perioade în care contractul poate fi pe determinat, cum se practică la noi tot la 3 luni, e, dar nu poți să-l faci la nesfârșit. Tot codul muncii prevede această treabă. Pe parcursul a maxim 36 de luni, contractul de muncă poate fi pe perioadă determinată doar de 3 ori. Adică 36 de luni înseamnă 3 ani. Aia înseamnă că dacă s-ar face un contract pe un an de zile angajatorul, ar fi ok. Dacă tu accepti lucrul ăsta, el e acoperit, tu ești în regulă, toată lumea e fericită. Dacă consideră angajatorul că vrea să ți-l facă contract pe perioadă determinată de 3 luni,
nu-i greșit. Dar maxim de 3 ore, adică 9 luni de zile. După 9 luni de zile trebuie să-ți facă neapărat nedeterminat sau te dă afară. Înțelegeți voi? Și asta iar depinde de voi. Dacă îți convine să mergi așa bine, de-aia se numește negociere, dragilor. De-aia trebuie să mergi și să-i spui: domnul angajator, am făcut proba, ați văzut ce pot, ăsta sunt, vă place de mine, nu vă place, mie îmi place la dumneavoastră. Facem un contract determinat. Nedeterminat, pardon. Sau, dacă tăceți, el nu o să facă niciodată, pentru că lui convine. Asta se întâmplă, dragilor, din păcate. Asta le-am trăit și eu, tot din păcate. Și când mi-am impus punctul de vedere, brusc a venit și contractul pe perioadă nedeterminată, mai cu scrâșnit din dinți, dar l-am primit, pentru că m-am ținut de treaba asta. Eu îmi vreau drepturile și mi le vreau în continuare. Ceeași lucru îl poate face fiecare, doar să fie hotărât pe ce vrea să facă, nu să lase capul plecat și una, două, gata, ne luăm coadă între picioare și plecăm și ne băgăm și mor pe chestiile astea. Cum a partea cu sindicatul. În ultimele zile am rămas profund dezamăgit de o chestie. Niște colegi dragi mie au renunțat la treaba sindicală din cauza unui personaj, să zic așa, care nu se înțeleg, nu știu. Mie nu-mi place chestia pentru că acei colegi au renunțat. Chiar nu-mi place deloc. Nu vreau să vorbesc mai mult. Dar nu-mi place, pur și simplu. Mi se pare mai ok faptul de a lua taurul de coarne și de a da cu el de pământ. Ori el, ori eu, ceva de gen. Așa am zis eu, cel puțin. Nu renunți la o chestie care ți se pare bună ca să îi dai satisfacția celuia, zic eu. Sau poate asta se urmărește de acela, de a te face să renunți și automat cu tine renunță mai mulți și deja s-a pierdut ideea. Cam asta e ideea mea. Poate nu e cea mai bună, dar așa o văd eu. Cu această ocazie i-aș ruga din suflet să se gândească bine ca acei colegi care mi-s simpatici și mi-s dragi mie, să răzgândească că odată cu plecarea lor s-ar putea să tragă după ei și pe alții, cum deja au început. E un efect așa, oarecum de turmă, cum se zice. Și nu e ok. Nu e ok. Noi vrem să facem ceva. Noi vrem să se întâmple, noi românii. Să vină un sindicat. De unde să vină, dragilor? Din cosmos? Încă nu știu. Nu cred că s-a inventat unul. Sindicatul suntem noi. Nu există un sindicat aparte. Fără noi nu există niciun sindicat. Punct. Fără membri nu există niciun. Poate să fie al mai tare sindicat. Că avem o colegă care lucrează în Franța, tot vehiculează sindicatul din Franța. Da, ok, eu sunt în Germania. Eu sunt înscris și la Verdi. E un sindicat cu 2 milioane de membri. 2 milioane, dragilor. Faceți voi calculele. La fel și în Franța. E cel mai puternic, probabil, din Europa, acel sindicat din Franța. Dar nu poate face nimic acel sindicat dacă nu are membri. Deci i-aș ruga pe toți care lucrează pe afară și sunt scriși într-un sindicat străin să mă contrazică, dacă pot, cu așa ceva. Pentru că ei s-au băgat acolo în sindicatul acela, de ce? Pentru că le urmărește drepturile, le apără drepturile și interesele. Le găsește de lucru. În Franța sindicatul îți găsește de lucru. Mergi la sindicat și spui: nu am de lucru, și îți caută ei. Nu-i problemă. Pentru asta plătești cotizația. Da? Să ți se apere drepturile, să fii reprezentat și așa mai departe. Aceeași chestie și în România, dragilor, ce să vezi? E, doar că în România nu am început. Așa suntem noi obișnuiți, să ne căcăm pe noi, să căutăm tot timpul tot felul de scuze. Dar ce face sindicatul pentru 10 lei? Dar ce face sindicatul pentru 50 de lei? Ai dat cumva banii aia și nu a făcut nimic? Ai încercat să vezi ce se întâmplă? Nu!
N-ai încercat. Atâta timp cât pui întrebări de genul ăsta, nu ai încercat și mie personal îmi faci greață. Încearcă și o să vezi dacă se întâmplă sau nu ceva. Ai răbdare. Nu s-a făcut nimica peste noapte. Și Dumnezeu a făcut lumea în 6 zile, că a 7-a zi s-a odihnit. Așa e și aici. Înscrie-te, cotizează, spune-ți problemele, întreabă, interesează-te, informează-te. Și după aia, după o perioadă de timp, că nu poate nimeni să-ți facă mentrele așa peste noapte. Sunt mulți care vin la sindicat doar când au strict nevoie personală. Asta e foarte greșit. Foarte, foarte greșit. Și după aia, dacă nu le iasă paciența cumva, sau li se spune de către respectivii de la sindicat că, băi băieți, dar știți că trebuie să aveți statut de membru cotizant de minim 3 luni sau eu știu, minim 6 luni ca să fie treaba. Nu după o lună tu vrei să te și reprezinți să și alea și dacă zic că nu se poate conform statutului, dau un exemplu, el nu-l interesează ce e la statut, ce înseamnă legal și ce. Și zice, a, păi sindicatul ăla e de căcat, am fost la ei și m-au ajutat. Nu așa se fac treburile, fraților. Te implici, cotizezi, pui umărul și atunci poți să ai pretenții. Nu așa din senin, bă, dar știi că nu mi-a făcut ăla. Pentru ce, cum să faci? Că nimeni nu-ți face nimic ca moca în ziua de azi, nimeni. Aceeași chestie se întâmplă și la noi, deci cum e... Toată lumea are cuvinte de laudă pentru sindicatele din afară. La fel este și cu sindicatele din România, care sunt ok. Eu v-am zis, eu sunt cu SSDB-ul și voi fi până când îmi voi schimba eu personal decizia și gândirea. Vor trebui să mă dezamăgească pe mine, nu din spusele lui unul și al lui altul. Pur și simplu mă enervează oamenii care vorbesc aiurea, fără o bază reală. Vorbesc din povești, din tâmpenii. Ne legăm de trecutul unul și al altul că, vezi, Doamne, au făcut și-o tres. Și cu ce mă interesează ce au făcut? Mă interesează ce face de acum încolo. Eu așa o văd, eu așa o gândesc eu. Cam asta-i, dragilor. Ce să vă mai zic? Nu mai știu ce să mai zic, că, sincer, deci de o perioadă încoace... Îs dezgustat. Nu-mi vine să fac absolut nimic. Nu am idei. Sau am idei, dar nu-mi vine pur și simplu să le pun în practică. Când văd ce se vehiculează și se tâmpenii se scriu pe internetul ăsta, care mulți gură cască stau acolo și le au de bune, și asta este. Și până la urmă, cred că vorba prietenului meu, va trebui să-mi văd eu de treaba mea și ce am învățat eu pentru mine să pun în practică, să fie mie bine, că așa e la noi, la români. Să tragi focul numai la ăla ta și să-l sapi pe ăla și pe ăla și pe ăla și cam atât. Și după aia ne văităm prin parcări, dar nu vine nimeni să ne ajute. Nu o să ne ajute nimeni. Dacă noi nu ne ajutăm, nu știm să ne ajutăm, nimeni nu ne va ajuta. Cam asta e, dragilor. O chestie extra, am să fac o curățenie curând pe ecrane în Facebook-ul meu personal, care nu aveți poze la profile. I'm sorry despre voi, dragilor, ne despărțim, am prea mulți prieteni, în ghilimele prieteni, care nu mă interesează. Mie îmi place să vorbesc cu oameni cu față. Dacă aveți poze cu briz-brizuri, cu citate, m-ați pierdut. Deci ori îmi dați voi eject, ori vă dau eu voi, vouă, ca să ne înțelegem, să nu ziceți că nu v-am anunțat. Urăsc chestia asta, faceți profile false ca să ce, vă feriți de muiere, de bărbat, de cine vă feriți? Sau pur și simplu la spionaj industrial, sau care-i treaba? Deci să nu ziceți că nu v-am anunțat și vă treziți pam, pam. Nu voi mai avea decât oameni care au față. Dacă binevoiți, dacă nu, mie mi se rupe. V-am pupat pe portofele.
Vă doresc numai bine, dragii mei. Gândiți, nu fiți plante. Îmi cer scuze că vă zic cuvinte mai grele. Da, iar am avut publicitate. Da! Jolgo! Am 2000 și ceva de prieteni. Am rămas șocat azi când am văzut și nu-mi vine să cred. Și s-a numit prieteni care îi interesează foarte mult viața mea personală. Nu știu cu ce aspect. Dar... nu-i stres, că m-am distrat destul, dar acum o să închei distracția și o să trec direct la eject. Care vrea să fim oarecum prieteni virtuali, în ghilimele, trebuie să aibă o față. Trebuie să aibă mai mult decât o față și mai mult decât o poză. Că primesc în fiecare zi cere de prietenie de la o grămadă de fete, vezi, doamne, din Germania, care au o singură poză și când te uiți mai jos, visuche în sex online, nu știu ce, la la la. Sunt bărbat însurat, dragilor. Nu mă interesează. Așa că v-am lăsat, dragilor, că intru pe 7 acum și se cam termină pe aici, numai publicitate să fie. Bem Oltene, cum dracu să nu bem. Eu sunt pe 7, merg în jos, mai jos de Ulm. Dacă ceva, dacă ești în zonă, dăm un telefon. Numai bine, rău la nimeni, dragilor. Va pupa pe portofel.